pe aeroportul din Dulcea, cursele de linie, avioanele cu 200 de pasageri nu puteau ateriza pe aeroportul din Dulcea atâta timp cât toate condiționalitățile și neconformitățile pe care autoritatea aeronautică europeană ni le dăduse într-un listing imens, nu le rezolvam. Dar noi am înțeles anumite mustrări care s-au adus, chiar dacă nu ne aparțineau lucrurile care erau invocate împotriva acestui aeroport. Am înțeles că poate din neștiință anumite zone a presei a acționat într-un sens sau în celălalt. Da, de astăzi încolo aeroportul întrunește absolut tot ceea ce trebuie să întrunească un aeroport modern, atât normele Schengen, atât dotare, atât spațiile de terminal și așa mai departe. Deci din acest moment putem vorbi de zboruri, de curse în Europa și atât curse interne în țara noastră. Eu sunt optimist că atâta timp cât această investiție s-a făcut, s-a creat cadrul necesar astfel încât trafic pe aeroportul din Tulcea să fie unul mulțumitor. Revenind la întrebarea dumneavoastră și îmi cer scuze de această paranteză, nu se pune problema ca aeroportul din Constanța să devină aeroport exclusiv militar. Și nici nu există o concurență, din punctul meu de vedere, între cele două aeroporturi. Dacă vreți să vorbim și din punct de vedere turistic, nu există această concurență. Cum? De altfel, și iarăși extrapolez un pic, era o concurență atunci când am venit la minister, se spunea, domnule, e mai importantă autostrada A8 decât autostrada A7 sau decât autostrada A13, de exemplu. Toate sunt la fel de importante, nu există o ierarhie din acest punct de vedere. Sigur, asta înseamnă și dezvoltare de infrastructură în continuare, dincolo de podul de la Brăila, unde Teo, președintele Consiliului Județean Tulcea, a avut rolul pe care l-am amintit în discursul meu de mai devreme. Să știți că cel care a venit cu ideea finanțării, și o să o spun asta non-stop, în momentul în care, în 2017, undeva în martie, dacă nu mă înșel, a venit la Palatul Victoria, eram președinte, prim-ministru și mi-a spus, domnule, eu vreau să facem chestiunea asta, finanțarea există, 500 de milioane, luăm din ITI și trecem finanțarea pentru pod la Brăila. Cel care a asigurat finanțarea și cine a avut un rol, am făcut aceste lucruri, după care au urmat pașii pe care îi știți, licitație, construcție și așa mai departe. Sunteți unul dintre principalii destinatari ai curselor care vor veni la un moment dat pe acest aeroport. Cum vedeți această oportunitate și care este potențialul acestui aeroport în contextul turismului din Delta Dunării? O văd cu ochi buni, pentru că dacă avem infrastructură, putem să ne apucăm să atragem trafic. Potențial există. Delta, dacă nici Delta Dunării nu există, nu e potențial turistic mondial, nu mai știu ce mai e potențial turistic mondial. Deci avem potențial foarte mare, avem acum o infrastructură bună, depinde doar de noi să atragem trafic. Ce credeți că lipsește pentru ca acest lucru să se întâmple? La nivel internațional, în primul rând, promovare, imagine. Noi nu vorbim despre comoara care se cheamă Delta Dunării. Dacă bugetul de promovare a României este cât era bugetul companiei mele înainte de exit, adică acum vreo 3 ani jumate, asta spune tot. O țară care are buget de 2-3 milioane de euro de promovare, cum poate să-și pună marfa pe teșgheaua internațională? N-are cum. Deci trebuie investit în promovare. Mai trebuie investit și în produs, trebuie să avem de grijă să nu stricăm Delta Dunării, asta este prima chestie, să nu vrem o dezvoltare urbanistică ca în București, că e păcat, deci să refacem peisajul deltaic, tradițional, asta este prima mea grijă, produsul în sine, după aia să-l îmbunătățim, după aia să-l punem pe teșghea
Și dacă, ca să-l punem pe Tejghia, avem nevoie și de conexiuni. Avioane, autocare, trenuri, mașini. Apropierea de războiul din Ucraina poate să sperie eventuale companii aeriene care să vină aici? E posibil, dar nu gândim pe termen scurt și eu cred că deja lumea a început să se obișnuiască cu treaba asta, din păcate. E un impediment în secunda asta, dar nu va fi pe termen mai lung. Când sperați să aveți primii turiști care să vină la Green Village cu avioanele pe ELD? Primii au aterizat ieri, a fost prima cursă și au aterizat deja. Deja s-a făcut planul pe luna asta cu un avion și suntem împreună cu resortul Lebăda în discuții ca din septembrie să încercăm să facem un charter de pe Germania. Vom vedea dacă o să reușească, e foarte în scurt. E nevoie de puțin timp și de puțină răbdare pentru că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Și un charter care să fie și în extra sezon? Da, așa ar și trebui să începem cu un charter în extra sezon, pentru că în extra sezon e spațiu de cazare neocupat de turiștii români și apetitul ar trebui să vină așa pentru turiștii din străinătate. Ori, noi să știți că când mergem în străinătate ne adresăm unui alt tip de clientelă, seniorii cu bani, da? Pe care din păcate în România nu-i prea avem. Seniorii noștri nu prea au bani. Seniorii cu bani de afară nu vin la 30 de grade afară. Nu vin pentru soare neapărat. Ei vin pentru cu totul și cu totul altceva. Pentru a descoperi ceva. Pentru a avea experiențe unice. Pentru a se plimba, să zic, la Sfântul Gheorghe pe malul mării, indiferent de anotimp. Deci da, răspunsul este Delta Dunării trebuie să aibă sezon de minim 9 luni. Minim, dacă nu un an, dar minim 9 luni, apropo când poate să înghețe Dunărea, deși s-ar putea să nu mai înghețe. Și da, focusul nostru este extra sezonul. Pentru că în sezon avem destul de mulți români și ca să aducem de afară, va trebui să balansăm cumva românii cu străinii. Ca perspectivă pentru acest aeroport, noi deja suntem în discuții cu diverse companii aeriene, privind deschiderea de curse regulate pe aeroport. Ce vă pot spune, cea mai avansată discuție o avem cu resortul Lebăda. Poate reușim în luna septembrie să aducem primii turiști pentru acest resort. Urmând ca pe viitor să discutăm, să intensificăm discuțiile și cu celelalte companii, să ne adresăm și altor companii, nu celor tradiționale care ar putea să dezvolte traficul pe aeroport. În ce privește turismul, să știți, cu domnul director Vâlcu Stoian, am început discuțiile cu tur operatori. În 2-3 ani considerăm că este posibil un zbor sezonier Cluj-Tulcea pentru Delta. Durează mult un zbor regulat, 2-3 ani, dar deja începem să lucrăm. Tulcea va avea zborul regulat.